Mai întâi însă, vamos a Mamaia, la Anca Medrea. Anca, cum este pe plajă? Au început oamenii să vină deja? Bineînțeles că au început să vină încă de acum o oră. Unele dintre ei au fost foarte harnici. Vor să prindă soarele de dimineață, soarele cu mai puține ultraviolete. Au început să apară și primii, să știi că deja au început să facă o baie mare. Așa și-au început ziua, pentru că apa este destul de caldă și temperaturile sunt destul de ridicate. Pentru această dimineață am văzut termometrele în oraș, aici în stațiuni indicau 23-24 de grade Celsius și vor ajunge cel puțin până la 35 de grade Celsius. Așadar, se anunță o zi perfectă pentru plajă, a fi o zi perfectă și pentru distracții la mare, pentru că turiștii vor avea ce face, se vor putea plimba cu schijetul, cu hidrobicicleta, cu vaporașele, cu telegondola sau în parcul de distracții. Cei care nu au ajuns aici la malul mării acum de dimineață vor veni mai târziu, pentru că aseară au petrecut în cluburi și la petrecerea bikerilor. Străzile din Mamaia arătau ca un furnicar azi noapte. Tinerii se îndreptau valuri spre cluburi și discoteci, unde atmosfera era mai încinsă decât nisipul la amiază. Pantofi de firmă, toalete ultimul răcnet și fete desprinse parcă din paginile revistelor. Toate au fost nelipsite din peisaj, iar cuvântul de ordine, distracție. Foarte frumoasă, foarte. Fetele? Nici n-ar fi avut cum să nu-i placă. Muzica a cântat toată seara, iar domnișoarele nu au avut o clipă de răgaz. Au dansat cât le-au ținut picioarele. Iar când nu au mai putut ele, au intrat în scenă animatoarele. Stațiunii, alți oameni, altă distracție. De această dată nu în club, ci în aer liber. Motocicliștii strânși la malul mării au sărbătorit ultima seară a festivalului SeaWolves, iar surpriza finală a fost tot un dans. Dansul unei domnișoare frumoase. Bine, asta pentru cei care încă se mai puteau ține pe picioare și nu vedeau totul în ceață.